Bună seara, dragi prieteni! Cloaca Maxima continuă să adune preponderent pesediști și oameni de-a lui Victor Ponta. La Iași s-a făcut anunțul candidatului AUR la primărie. Pe cine credeți că susține, cine va fi candidatul AUR la primărie? Europarlamentarul PSD, Tudor Ciohodaru, un traseist. Un traseist, oameni buni, înrăit, aș spune. Citesc de pe Epoch Times. Liderul AUR, George Simion, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă organizată la Iași înscrierea în AUR a europarlamentarului Tudor Ciohodaru și deputatul de Iași, Marius Ostaficiu, ambii până de curând pesediști. Ciohodaru urmează să fie candidatul AUR la primăria orașului, potrivit anunțului. Am venit astăzi la Iași pentru a vă asigura că ne luptăm cu Mihai Chirica și cu mafia PSD-PNL care domină orașul. Păi Mihai Chirica, atunci când Georgică Chegargara candida independent, a umplut tot Iașul cu afișe cu Georgică Chegargara. Mihai Chirica a fost la lansarea candidatului independent Georgică Chegargara la alegerile europarlamentare din 2019. Oare ce fel de manevră este asta, dragi prieteni, acolo la Iași? Dincolo de ce ar putea să fie, eu nu cred în un Georgică Chegargara care este altceva decât mână în mână cu Mihai Chirica. Dincolo de ce ar putea să fie, avem o chestiune de principiu. Partidul ăsta, cu problemele enorme pe care le are, nu insist acum asupra rusofiliei, legăturilor lui Simion cu serviciile secrete rusești, interdicțiile din Republica Moldova și Ucraina. O să vă citesc un editorial foarte interesant, scris în Universul, foarte interesant, să vedeți cum tot mai mulți editorialiști, tot mai mulți jurnaliști, tot mai multe publicații confirmă ceea ce eu explic de 4 ani de zile, din primăvara anului 2020. Dincolo de asta, dragi prieteni, de toate aceste probleme, acest partid se prezintă ca fiind o soluție. Păi ce soluție este el dacă ia ciocoii vechi și noi? Ia aceleași personaje prăfuite ca o cloaca maximă ce este și le reeșapează. Și mai ales Ciohodaru ăsta este simbolul traseismului. Păi una dintre doleanțele electoratului românesc și sunt chestiuni de bun simț. Bănuiesc orice om de bun simț ce ar dori, nu știu, să dispară pensiile speciale. Să fie oameni profesioniști în Parlament, prin consilii locale, consilii județene. Să nu fie traseist politic. Da? Și AUR promovează fix meteahna asta veche a sistemului fesenisto-securisto-comunist. Ciohodarul ăsta, și fiți atenți ce partid a trecut, ce pedigree are el, scrie Epoch Times, a schimbat frecvent partidele, fiind membru al unor organizații precum PSD, încă din 2008, dar a demisionat după 2 ani, PPDD, partidului Dan Diaconescu. AUR seamănă foarte mult. Eu am tot făcut aceste explicații și am arătat că sistemul ăsta securisto-comunist a creat de-a lungul istoriei noastre recente diverse capcane electorale. Oamenii au fost fraieriți, fiind folosiți lideri așa, Guraliv și Gargaragi, Vadim, mult mai educat decât Georgică Chegargara, Dan Diaconescu, George Simion acum, Diana Șoșoacă, fraierii să voteze ceva spunându-i să noi suntem schimbarea, noi facem, noi dregem. Și după aia s-a făcut după votul campania electorală când au făcut capcana Vadim Iliescu, pe care bănuiesc că vor să o facă acum Ciolacu, Simion, dacă se poate. După aia s-a făcut patrulaterul roșu în Parlament. Toate partidele alea naționaliste, extremiste, s-au dus cu PSD-ul. Pe PDD, o grămadă de naivi au votat, au crezut că fac ceva. A intrat în Parlament, s-a diluat și s-a scurs cel mai mult în partidele securisto-feseniste. De fapt, este o capcană a lor, electorală. Și eu am tot explicat asta. Din primăvara anului 2020. Deci ăsta a fost la PPDD, după aia a fost la UNPR, partidul generalului Izmană, Gabriel Oprea, apoi la Partidul Conservator, partidul infractorului Dan Voiculescu, încă din 2008, dar a demisionat după... Iar în 2012 a candidat la primăria Iași din partea unei alianțe, formată din UNPR, PNG, ăsta a fost
partidul Gigi Becali și Partidul Ecologist Român, care este, PR-ul este un fel de anexa PSD-ului. După toate aceste aventuri politice, Ciohodaru a revenit în 2016 în PSD. Partid care l-a făcut deputat și în 2019 europarlamentar. Recent PSD Iași a decis să nu mai sprijine pentru un al doilea mandat la Parlamentul European, așa că el se reciclează prin intermediul grupării extremiste lui Sofie Lau. Ciocodaru ăsta a avut și dubla calitate de invitat aproape permanent la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Mogulul penal, fugit la Belgrad și protejat cu azil politic de guvernul pro-rus de acolo. Și astea nu sunt simple și nefericite coincidențe. Faptul că lui Georgică Chegargara îi se face propagandă masiv la acest post de televiziune. Faptul că acest post de televiziune a invitat-o la un moment dat în prime time pe adjuncta miliardarului fugar Ilan Shor, care acum e la Moscova, protejat de criminalul de război Vladimir Putin, și partidul lui este desființat în Republica Moldova pentru că anchetele oficiale au descoperit finanțări din Rusia și legături cu Imperiul Răului, și adjuncta numărul 2 în acest partid era la România TV, în prime time, și făcea toată propaganda lui Putin. Și statul român nu are nicio problemă, CNA-ul dă amenzi modice, permite postului România TV să funcționeze în continuare. Măcar Maia Sandu, Republica Moldova, a luat măsuri foarte clare. Foarte clare, diametral opuse de indolența și lipsa de reacție a autorităților statului român în fața propagandei dictatorii lui Putin. Vă spuneam despre un editorial pe care l-am citit cu foarte mare plăcere, scris de Laurențiu Mihu astăzi pe universul.net despre Georgică. Îmi place că eu am început să-i spun Georgică Chegargara și văd că tot mai mulți jurnaliști îi spun Georgică. Îmi place că această etichetă prinde în presă și că este aplicată. Explicam în emisiunea live de ieri, intrasem și pe pagina Dianei Șoșoacă, că am comentat drama, telenovela, schisma, comedia neagră din partidul doamnei Șoșoacă. Astăzi a continuat circul tămbălău cu domnul Silvestru, a agresat de doamna Șoșoacă. Și am intrat și pe paginile lor să văd dacă au zis ceva de asasinarea lui Alexei Navalny. Dacă spun hăbăucilor care se uită la ei că ăla este un regim criminal și că ăla este un dictator nebun care își asasinează toți oponenții. Nimic, oameni buni. Mucles! Mucles! Dar să vedeți nesimțire, Georgică Chegargara a avut tupeul să se compare cu Alexei Navalny. Și cu Horia Cloșca și Crișan, și cu Avram Iancu. El se compară cu oricine. El este un parazit care se lipește de orice, ca un păduche care sare dintr-un cap nespălat în altul. Cum i-a spălat Georgică Simion Putin al lui Putin când a murit Navalny? Ei pot umbla la vorbe, dar activitatea îi trădează, iar la activitate nu poți umbla ca la vorbe. Vorbele zboară, dar ceea ce faci rămâne. Scriam zilele trecute cu referire la liderii AUR, zice Laurențiu Mihu în acest editorial. Sâmbătă, cu tupeul binecunoscut, George Simion a umblat într-atât vârtos la vorbe încât a mai desfigurat odată realitatea. Astfel, la o zi după vestea șoc privind moartea lui Alexei Navalny, președintele AUR nu a ezitat să compare tocmai cu dizidentul martir. În dulcele stil al parazitului, care se desfată și se dezvoltă la căldurică. Dar faptele rămân și trădează că poziționările lui Simion față de Ucraina și Republica Moldova corespund în mod fundamental viziunii Rusiei favorite de Putin. Nici de cum Rusiei visate de Navalny. Exact ce explic și eu. Tot mai multe voci, oameni buni. Ca să vedeți că atunci când eu emit opinii, puncte de vedere, când fac analize, mă bazez pe o justă și înțeleaptă judecată și pe o grămadă de informații pe care le citesc și le analizez. Era tare bine dacă în anul 2020, înainte de alegeri, toți liderii de opinie care astăzi au ajuns cumva la vorbele mele, erau de atunci activi. Poate că nu ar mai fi fost 500.000 de hăbăuci să bage toată această mizerie, cu tot ce înseamnă gruparea extremistă rusofilă AUR. De la senatoarea urlătoare Șoșoacă, la interlopul Lasca de la Oradea, la condamnatul penal pentru acte de corupție Mircea Chelaru, la condamnatul Ringo Dămureanu de la Dolj și o grămadă de alții.
Francis Tobă, ăla care a fost consilierul lui Adrian Năstase, pe ăla l-a judecat Dumnezeu și l-a chemat la el, și o grămadă de alte personaje. Tănasă, ăla cu șoseta găurită, care incită toată ziua la ură împotriva minorității maghiare. Poate că, dacă se explica atunci publicului, nu mai eram astăzi în această situație. Tot sâmbătă și tot în același discurs rostit la Timișoara, președintele Aur a mers chiar mai departe, cu prostul gust, dând de înțeles că Georgică, în Georgică, revoluționarul mai încap și alte nume sonore. Nu doar al Navalnei. El, băiatul de galerie, totodată, separat și la un loc. Horia, Cloșca și Crișan. Plus Avram Iancu, plus Tudor Vladimirescu. Vă dați seama, parazitul ăsta se lipește de cele mai importante nume ale istoriei noastre naționale. Și de fapt, el n-are nicio legătură cu iubirea de neam și țară. Că dacă ar avea vreo legătură, ar fi trebuit să fie cel mai mare critic al criminalului de război Vladimir Putin. Că la cât rău ne-au făcut rușii, de când există Imperiul Țarist și până în prezent, n-ai cum să fii naționalist, să fii patriot și să nu vorbești despre asta într-un moment atât de critic, oameni buni. În care vor din nou să ne facă rău. În care e un dictator nebun acolo care își asasinează. Mă uitam astăzi la... Cred că pe BBC mă uitam, că zapesc pe mai multe televiziuni occidentale, mă uit și pe YouTube, să văd ce spune presa occidentală în legătură cu moartea lui Alexei Navalny, pentru că încă trupul n-a fost predat familiei, s-au descoperit niște imagini, o să vă dau toate informațiile. Cu ambulanțele care treceau, e un singur drum de acces către penitenciar și din penitenciar. Și jurnaliștii din Rusia au găsit imaginile de la o intersecție și au identificat ora la care ambulanțele au dus trupul lui Navalny din penitenciar. Și ăsta nu explică nimic. Nu zice nimic. Nimic, nimic, nimic. Și mă uitam pe televiziunile occidentale ca să văd ce informații mai apar, ce comentarii se mai fac. Și era un invitat specialist în spațiu politic ex-sovietic, care a prezentat o lungă listă și care a explicat, dom'le, practic oricine, orice voce care i s-a opus lui Putin a fost fie încarcerată sau, dacă acea voce a ajuns să prindă la ruși și să fie urmărită, a fost asasinată. Numele cele mai cunoscute, da, acum este Alexei Navalny, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, și mulți alții. Și regimul ăsta criminal vrea să pună ghearele pe noi. Și tu te pretinzi patriot, te pretinzi naționalist, dar tu nu spui nimic. În schimb, bați câmpii ca și Diana Șoșoacă, că nu e mare diferență între ei, că tu ești Horia Cloșca și Crișan. Și Avram Iancu și Tudor Vladimirescu. Da? Și pentru că am vorbit de Republica Moldova, mi-a atras atenția această știre de pe RFI. Deputații Partidului Socialist al Republicii Moldova erau la un forum la Moscova în ziua anunțului morții lui Navalny. Vicepreședintele Parlamentului spune că au mers să se închine. PSRM a anunțat luni într-un comunicat de presă, dar și mai multe poze, că reprezentanții formațiunii au participat la forumul și că pentru libertatea națiunilor, așa și Stalin. Spunea că eliberează națiunile și de fapt ei cotropeau națiunile și aveau și nouă să ne plaseze și pe noi într-o închisoare oribilă, hidoasă, a comunismului împuțit, cu consecințe și cu efecte care și în ziua de astăzi își fac foarte, foarte, foarte serios simțită prezența. Din comunicatul socialiștilor mai aflăm că în cadrul forumului deputații socialiști au avut întâlniri cu reprezentanții formațiunilor Edinaia Rusia și al Partidului Comunist Chinez și conducerii Parlamentului Azer. Ca să înțelegem exact ce pun ăștia la cale. Și gruparea lui Simion e ok cu chestia asta. Da? Este ok cu chestia asta. Ar trebui oamenii să intre pe pagina lui Simion, dacă aveți chef să faceți puțin trolling, și să-i puneți poze cu Alexei Navalny. Da? Să-i spuneți că nu se poate compara cu Alexei Navalny. Că diferența este diametral opusă. Ăla este un erou. Tu ești o coadă de topor, Simion, a criminalului de război care l-a ucis pe Navalny. Da, de tupeu nu duc lipsă oamenii ăștia. Iulia Navalnaya, văduva opozantului rus, tot de pe RFI, spune că va continua munca soțului ei și se va lupta pentru Rusia mai liberă. A făcut un mesaj video. Vă dați seama că ei sunt într-o situație dramatică. Și soția, familia, mama lui
Alexei Navalny, încă nu știu unde este clar unde este trupul lui Alexei. Nu știu dacă li se va permite să ocupe ei de înmormântare. Posibil regimul lui Putin să nu permită acest lucru de frică, să nu care cumva să se ia vreo probă sau ceva din cadavru și să se facă vreo analiză din care se vadă de fapt cum a murit Alexei Navalny. Și sigur, familia, așa cum am explicat și în editoriale anterioare, a solicitat o autopsie independentă. Da? Vă dați seama, în Rusia lui Putin, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă credeți că așa ceva e posibil. Chiar dacă, să zicem, zice Putin, facem un comitet și păi oamenii aia nu vor avea curajul. Păi dar omoară și pe ei, oameni buni. Păi omoară și pe ei. Păi Rusia au otrăvirile cu ceai. Eu am vorbit despre niște nume foarte cunoscute și opozanți sau jurnaliști, cum a fost Ana Politkovskaya. Dar sunt o grămadă de oligarhi, ofițeri FSB, unii au fugit prin Marea Britanie, au fost otrăviți acolo cu Novicioc. Acum am văzut o știre că un pilot militar rus de elicopter, care a dezertat, n-a vrut să participe la genocidul lui Putin și a dezertat cu elicopterul, l-au găsit rușii în Spania și l-au împușcat mortal. Vă dați seama? Deci e un regim criminal. Cum își poate imagina cineva că într-un regim criminal s-ar putea face vreo autopsie obiectivă? Păi n-au curaj oamenii aia să facă nimic. Citisem știrile despre spitalul la care a fost, ar fi dus trupul lui Navalny. A fost dus inițial la un spital de lângă colonia penitenciară, unde sunt medici legiști și niciunul n-a vrut să facă autopsia. Nimeni n-a vrut să bage. De frică, vă dați seama. Că el nu știe ce să facă, cum să facă, dacă face corect și semnează niște documente din care rezultă ceva, se supără Putin, îl omoară pe el și pe toată familia lui. Ăsta este regimul, oameni buni. Și regimul ăsta vrea să ne înhațe și pe noi. Păi nu poate cineva să pretindă că e patriot și naționalist și să nu vorbească despre asta în fiecare zi, să încerce să sesizeze publicul. Că suntem într-un pericol imens. Dacă nu ne mobilizăm la vot și dacă permitem să aibă putere mare în România, politică, guvernamentală, politicienii și partidele susceptibile a avea interese comune cu interesele dictaturii lui Putin. Și noi știm istoria noastră, știm cine a înființat PSD-ul, Iliescu KGB. Știm cine controlează PNL-ul în momentul de față, PDL, PD, Petre Roman. Iliescu și Roman erau la ambasada URSS-ului. Eu tot repet treaba asta și o repet în adins, pentru că informația esențială de la care trebuie să plecăm în decizia votului de anul acesta, dragi prieteni. Repetitio mater studiorum, ziceau latinii. Repetiția este mama învățăturii. Ce a spus Iulia Navalnaya? Vreau să trăiesc într-o Rusie liberă. Vreau să construiesc o Rusie liberă. Acum 3 zile Vladimir Putin mi-a ucis soțul, pe Alexei Navalnaya. Putin l-a ucis pe tatăl copiilor mei. Prin el, Putin a vrut să-mi omoare speranța, libertatea și viitorul nostru. Exact. Țineți minte că am făcut live în ziua în care a fost ucis Navalnaya și am luat-o așa pe felii și la capitolul în care am spus de ce, care era utilitatea pentru care Putin a decis să moară Navalnaya. Pentru că îl prinsese, l-avea în pușcărie, l-a redus la tăcere, nu mai avea dreptul să-și vadă familia, nu mai avea dreptul să aibă corespondențe. Deci îi închisese gura cumva. Nu, dar era nevoie să-l omoare, mai ales acum înainte de alegeri, ca să ucidă speranța rușilor care înțeleg ce regim criminal controlează și torturează această țară și care mai au nevoie de speranță pentru a se putea opune. Și iată că în mesajul video despre care vorbește presa de astăzi, Iulia Navalnaya spune și ea exact, spune același lucru. Prin el Putin a vrut să ne omoare speranța, libertatea, viitorul nostru. Voi continua munca lui Alexei Navalnaya, voi continua pentru țara noastră alături de voi. Vă chem pe toți să fiți aproape de mine. Nu este o rușine să faceți puțin, este o rușine să nu faceți nimic. Foarte frumos. Este o rușine să vă lăsați speriați. Kremlinul, bineînțeles, a negat implicarea în moartea opozantului rus. Știe tot satul ce neagă bărbatul, da? Cam asta este expresia, dacă ar fi să extragem o expresie populară din înțelepciunea populară mioritică. Soțul meu nu a putut fi înfrânt, de aceea Putin l-a ucis, a afirmat văduva oposantului rus.
Ea a promis că va afla cine a executat această crimă și în ce circunstanțe. Și a cerut ca Vladimir Putin să fie pedepsit. Oamenii au ieșit în stradă, au depus flori. Sigur, forțele de ordine au încercat să blocheze pe toate căile. Au fost, am văzut astăzi relatări, video, știi. Au luat florile, le-au aruncat la gunoi. Au făcut o grămadă de abuzuri împotriva celor care îndrăzneau să comenteze. Numărul total al celor persoanelor reținute a fost prezentat de jurnalistul Gheorghe Costiță în Europa Liberă, într-un articol de astăzi. Peste 400 de persoane reținute la evenimentele memoriale lui Navalny. Peste 150 au fost deja condamnate. Vă dați seama, în weekend, în zile libere, au lucrat judecătorii să-i condamne pe ăștia în Rusia. Ce regim este acolo, aleluia. Și Șoșacă, Simion, vor să ne dea pe mâna astora. Și nu știm, dincolo de măscăricii ăștia, da? Dincolo de producătorii ăștia de gălăgie și măscări și tâmbălău, nu știm ce marionete are regimul lui Putin în vechile partide securisto-comuniste. Fondate de Iliescu Roman, întâlnirea cu ambasadorul URSS pentru anexarea României la Moscova. Cât de mare este pericolul, oameni buni? Cât de mare e pericolul dacă nu înțelegem că avem nevoie să ieșim un număr cât mai mare la vot, începând cu europarlamentarele. Pentru că rezultatul alegerilor parlamentare va fi determinat de rezultatul europarlamentarelor, de rezultatul localelor, foarte important. Și să punem acest criteriu primul, cel mai important criteriu, după care ne exercităm votul. Fără grupări extremiste rusofile, fără trolii lui Putin, fără partide securisto-comuniste care sunt susceptibile, da, că au fost fondate, au niște fondatori, au niște rețele în ele de atunci, de la înființare. Din naștere ele sunt problematice pentru România. Dacă nu înțelegem aceste lucruri, eu cred că viitorul va fi foarte sumbru pentru noi și pentru copiii noștri și poate chiar și pentru nepoții noștri. Peste 400 de oameni au fost reținuți în 32 de orașe din Rusia. Până duminică seara, la evenimentele organizate pentru comemorarea opozantului rus Alexei Navalny, cel mai redutabil opozant al președintelui Vladimir Putin. 150 dintre ei au fost condamnați deja. Cele peste 400 de persoane au fost reținute de vineri după amiază până duminică seară, potrivit grupului de apărare a drepturilor omului, OVD Info, care precizează că rușii continuă să se adune să depună flori. Acesta a fost cel mai mare val de arestări la evenimente politice publice din Rusia după septembrie 2022, când peste 1300 de persoane au fost arestate la demonstrații împotriva unei mobilizări parțiale a rezerviștilor pentru războiul dus de Vladimir Putin în Ucraina, care a început în februarie 2022. Și că v-am spus despre asta, acestea sunt imaginile, dragi prieteni. Aici sunt imaginile prezentate de Mediazona a publicat imagine filmate noaptea de 16 spre 17 februarie, în aceea zi, cu moartea lui Navalny. Ambele camere de la vedere arată același convoi care traversează râul Ob și care este singurul drum dintre închisoarea Harp și morga Saleha, unde se pare, nu e clar, că s-ar afla trupul politicianului. Da? Și aici sunt imaginile cu convoi, au reușit să identifice ora exact. Lista opozanților pe spot media, asta e țara pe care ne-o propun Alde Șoșoacă, Alde Simion. Și cine știe ce marionete o mai avea acest criminal de război prin partidele securisto-comuniste, feseniste. Cine știe ce colcăie pe acolo, ceva trebuie să colcăie, că partidele astea dețin controlul instituțiilor cheie ale statului, care ar fi trebuit să lupte cu trompetiștii, cu aia care sunt în față, cu troli, cu Șoșoacă, cu Simion, și i-au protejat. I-au protejat în perioada pandemiei, pe legislația antipandemie, Ministerul de Interne era la Partidul Național Liberal și acolo a rămas tot timpul. I-au protejat ulterior, nu s-a făcut anchetă în momentul în care s-a aflat că George Simion s-a întâlnit cu ofițeri ai serviciilor secrete ruse, nu s-a făcut nicio anchetă. Trebuia să rezulte automat într-un dosar penal și într-o mega anchetă. Nimic. Nimic nu s-a făcut. Consiliul Național Audiovizual, controlat de aceeași majoritate, tolerează funcționarea
televiziunilor și tolerează programele rusofile, în special de la România TV și de la Realitatea, nicio instituție nu ia nicio măsură. Și responsabilii politici cine sunt? PSD, PNL, oameni buni. Ca să ne fie foarte clar. Ca să ne fie foarte clar. În cei 24 de ani, ei preiau informații din Le Figaro, publicație din Franța. În cei 24 de ani, toți liderii politici care au devenit mai vizibili și ar fi avut vreo posibilă șansă să-l detroneze pe Putin, au fost asasinați. Și cei de rang 2, băgați la pușcărie. Vladimir Caramuza, închis pentru înaltă trădare, condamnat în aprilie 2023 pentru înaltă trădare, răspândire de informații false despre armată. Vladimir Caramuza, în vârstă de 42 de ani, execută o pedeapsă de 25 de ani într-o colonie din Siberia. El a scris recent că a fost plasat în izolare cel puțin 4 luni. Tatăl la 3 copii a fost arestat în primăvara lui 2022 după ce s-a întors în Rusia. Susține că a fost victima a două tentative de otrăvire în 2015 și 2017 pe care le atribuie autorităților ruse. Și pe Navalny au încercat să-l otrăvească cu un novicioc pus în lenjeria intimă în cusăturile de la chiloți. Și Navalny a făcut mișto de Putin, l-a luat în balon. Cred că asta a urât cel mai mult Putin, de aia cred că pe Navalny dintre toți l-a urât cel mai mult, pentru că era mult mai tânăr decât el, ca și aspect fizic înalt, era exact opusul lui și avea un simț al umorului și lua pe ăsta în bășcălie. Și era un video la un moment dat în care Navalny spunea: domne, am avut Ivan cel groaznic, Petru cel mare și avem și Putin otrăvitorul de chiloți. Da? Așa, Vladimir Caramuza este și cetățean britanic. Înainte de a fi încarcerat, acest apropiat al fostului vicepremier Boris Nemțov, asasinat în 2015, v-am vorbit despre el, a fost vicepreședintele ONG-ului Open Russia, fondat în 2001 de Mihail Hodorovski, un oligarh aflat în exil și un critic al Kremlinului. Avocatul, cred că avocatul lui Hodorovski, a fost tot așa omorât în pușcărie, exact ca și Navalny. Ilia Yashin, pentru că a criticat ofensiva rusă în Ucraina pe YouTube, Ilia Yashin a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare în decembrie 2022. O sentință care a rămas neschimbată. Yashin denunțase uciderea civililor în orașul ucrainean Bucha, unde armata rusă a fost acuzată de abuzuri. A fost urmărit penal în temeiul legii privind știrile false, care pedepsește cu până la 15 ani de închisoare pe oricine discriminează sau publică informații false despre armată. Oleg Orlov, considerat în Rusia drept agent străin, are 70 de ani omul, vă dați seama. Nici de ăsta n-are loc Putin. E judecat pentru că a denunțat în mod repetat asaltul asupra Ucrainei. Riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Este cofondatorul ONG-ului rus Memorial, un pilon de luptă împotriva represiunii în Rusia contemporană și gardian al memoriei victimelor Gulagului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2022. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, oameni. Mihail Hodorovski, oligarh rus forțat în exil, povestea lui o știți, cred că am prezentat și una dintre cărțile lui. Evgeni Roizman, redus la tăcere, 61 de ani, un om liber, dar a scăpat la limită de închisoare. În 2023, fostul primar, 2013-2018, din Ekaterinburg, oraș din Ural, a fost condamnat la o pedeapsă simbolică de 14 zile pentru că a distribuit pe rețele sociale un videoclip cu logo-ul Fundației Anticorupție a opozantului Alexei Navalny. Deci numai că a distribuit un logo al Fundației lui Navalny, l-au luat și pe ăsta în colimator. Da? Lista este foarte lungă, dragi prieteni, și pericolul pentru noi este iminent. Dacă nu ne trezim din somnul cel de moarte și nu ne prezentăm masiv la vot. Aștept cu interes, dragi prieteni, răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o și vă mulțumesc încă o dată din suflet tuturor celor care postați comentarii interesante, cu opiniile dumneavoastră, cu părerile dumneavoastră despre subiectele pe care le discut. Tuturor celor care distribuiți, este foarte important în acest an să încercăm să propagăm cât mai des aceste informații și aceste idei. Și pentru că sunt la final, tuturor celor care urmăriți până la final, contează foarte mult pentru algoritmul YouTube, dragi prieteni, și vă mulțumesc din suflet ca editorialele video pe care le public, conținutul pe care îl public, pentru că public și acele short-uri, puteți face și o trecere prin secțiunea de short, să fie urmărit complet. Cu cât sunt mai multe persoane care urmăresc într-un procent mai mare un conținut video, cu atât algoritmul YouTube îl prezintă apoi mai departe publicului larg. Și eu cred că aceste idei ar trebui să meargă în acest an către cât mai multă lume. Semper Fidelis, ne vedem mâine!